Acum, în ceea ce privește PDL, nu există niciun dubiu, e un partid de centru-dreaptă. Nici PNL și nici Victor Ponta nu dau certificate de dreapta și de stânga în această țară. Când o fac, sunt ridicoli. Pentru că nu au nici legitimitatea să o facă, nici capacitatea de analiză teoretică și nici buna credință necesară unei aprecieri de acești.